Sportiva constanțeană Simona Halep a pierdut ieri seară finala la Cincinnati, dar a urcat pe locul 2 în lume. Românca a făcut însă un meci de excepție cu Serena Williams, deținătoarea trofeului de anul trecut și sportiva clasată pe numărul 1 în lume. După rezultatele excelente din ultimele două săptămâni, Halep a decis să se retragă de la turneul din New Haven. Serena Williams a câștigat ieri seară finala turneului de la Cincinnati după ce a învins-o pe Simona Halep în două seturi cu scorul de 6-3, 7-6. Finala turneului de aproape 2 milioane și jumătate de dolari de la Cincinnati a fost echilibrată. Diferența dintre cele două jucătoare, primele două din lume în acest moment, a fost dată de forța superioară a Serenei Williams, precum și experienței mult mai importante a acesteia la acest nivel. Cu această victorie, americanca și-a adjudecat al 69-lea trofeu, fiind, de altfel, și deținătoarea titlului la această competiție, în timp ce Simona Halep, venită practic de mai puțin de 2 ani în top, are 11 turnee câștigate. Aceasta a fost a doua finală consecutivă pentru Halep la revenirea în competiție după insuccesul de la Wimbledon și Roland Garros, iar pentru prezența în ultimul act la Cincinnati, care i-a permis revenirea pe locul secund în ierarhia WTA, ea a primit 585 de puncte și un cec în valoare de $240.000.